Bună ziua, dragii mei telespectatori, puterea dragostei! Bine ne-am reîntâlnit! Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri și voi vorbi și de cuplurile din sezonul 2. Dar nu înainte de a mulțumi celor care îmi vizionează vlogul, celor care îmi comentează și celor care îmi distribuie vlogul și mai precis Florica Perca, Margareta Barna, Hongeriu Angelica, Margareta Radu, fete frumoase, sunteți mai multe, dar nu vă găsesc numele. Gabriela Gabi, vă mulțumesc din suflet, vă îndrăgesc și vă îmbrățișez cu drag a voastră Laura. Și să începem. Ieri. Deci rămâneți până la sfârșit, că am să vorbesc și de cuplurile din sezonul 2, Bianca, Livian, Pirui, Marius, Ela, Jador. Acum voi începe rezumatul zilei de ieri și mai precis Nicos cu Alexandra și Gabriela. Ce am văzut? În primul rând, nu mă așteptam să fie atât de parșiv Gabriel și am să vă spun și de ce. Acum, ce vă rog eu pe dumneavoastră, să vă lăsați părerile în comentarii de bun simț, să dăm dovadă că suntem educați. Doamna Mihaela Cristina spune... Haideți să citim mesajele care au fost date de Gabriel la emisiune, discuția dintre Alexandra și Gabriel. Bineînțeles că al nostru Cristian, care nu știe altceva decât să bage intrigi și să îmbârlige pe toată lumea și să facă strategii, lucrul ăsta i-a atras atenția și doamna Mihaela Cristina, că el tot timpul are ceva de comentat. Dar să o luăm pas cu pas ca să vă expun părerea mea, ce am observat eu. Intră Gabi în direct și doamna Mihaela Cristina roagă înainte de asta să pună acele mesaje. Mesajele, o parte au fost pe 26, o parte au fost pe 31. Era o discuție prietenească, nu am văzut absolut nimic de dragoste, de apropiere, decât ea în sezonul 2 s-a agățat oarecum de Gabi ca să poată să intre în emisiune, iar în sezonul 3 era de bun simț să mai discute cu el, la modul și tu mă puteai ajuta în sezonul 2, acum și eu trebuie să fiu oarecum fair play față de tine și să mai vorbesc cu tine în sezonul 3. Că eu eram, tu erai ieșit afară. Cred că asta a gândit Alexandra. Între timp intră și... Gabi în direct, Gabriel, și spune de la bun început că el are o relație strict prietenească. Păi, dragă Gabi, dacă era o relație strict prietenească, de ce i-ai spus lui Nicos că ai vrut să-i arăți fața lui Alexandra și că Alexandra mai vorbește și cu Cătălin? Ce să înțeleg de aici? Ce ai vrut să faci? Că nu, să rai de la Ana la Caiafa, te contraziceai singur. Păi ori vorbeați prietenește, ori vorbeați de dragoste. Că ai spus că e o relație prietenească. Și apropo, ai spus că ai o relație acasă. Ce cauți să mai vorbești cu fetele pe internet când tu ai o relație? Măi, Gabi, tu chiar nu te-ai maturizat deloc? Ai spus că ai învățat ceva din emisiunea asta. Văd că nu. N-ai învățat. În primul și în primul rând,
ca să vezi că nu ești bărbat, de ce Cătălin nu a trimis mesajele în emisiune când a vorbit cu Alexandra? Deci încă o dată ne demonstrezi că de fapt tu vrei să intri în emisiune și n-aveai cum decât să te faci cunoscut prin mesajele astea care altceva n-ai făcut decât ne-ai arătat ce caracter josnic ai. Păi ori ți-e prietenă, ori ți-e iubită, potențială iubită. Că nu te-am înțeles. În primul și în primul rând nu-ți respecti relația care o ai acasă, atâta timp cât tu vorbești cu alte fete pe internet. Și doamna Mihaela te-a întrebat, fii sincer, Gabriel, ai mai vrea să vii în emisiune? La care tu spui nu, că am relație. Dar dacă stafful mă acceptă, mă întorc. Deci care ți-e scopul? E clar că vrei în emisiune. Din când am înțeles și relația care spuneai că ești, nu știu dacă este adevărat, dar am înțeles de pe Facebook că nu mai ești. Deci exact ce spunea Diana, că ești un om fals, care te agăți de orice și acum este bună emisiunea. Acum nu mai ai nervi. Acum ai văzut că era mai bine la turci să stai să mănânci și să primești bani. Și ai preferat să o denigrezi pe Alexandra ca să te faci tu iar să intri în atenția telespectatorilor, să poți intra în emisiune. Tare mi-ar părea rău să mai intre concurenți din sezonul 2, gen tu, Diana, care n-ați făcut altceva decât ați făcut îmbârligături. Și în primul rând, nu este fair play față de concurenții din sezonul 3. Voi sunteți acum cât de cât cunoscuți și nu este ok față de concurenții din casă. Bine ar fi ca turcii să nu mai aducă pe nimeni din celelalte sezoane. Să vedem caractere și la alți concurenții. Nu pe voi, că de voi ne-am convins ce vă poate cap. Așa că, Gabriel, din punctul meu de vedere, ai fost un parșiv. Te-ai dat bine pe lângă Alexandra să vorbești ca să poți să intri în emisiune și să spui ce vrei tu să pară, dar noi ne-am dat seama. Repet, suntem adulți și ne dăm seama de îmbârligăturile și strategiile care vreți să le faceți voi. Îmi pare rău de Nikos că a plecat urechea la tine și la cei din casă. Băieții, care știm destul de bine că nu o suportă pe Adriana, pe Alexandra. Foarte, foarte urât din partea ta, Gabriel. Nikos, nu mă așteptam la tine ca să faci chestii de genul ăsta. Apropo, mi s-a adus la cunoștință că sunt susținătoarea Alexandrei. Nu. Departe de mine, nu susțin pe nimeni, doar la finală, în finală, vă voi spune părerea mea despre concurenții care mai sunt la ora respectivă, exact ce am făcut și în sezonul 2, și atunci o să spun cine mi se pare mie că ar merita și pe cine aș vota. Dar în ultima săptămână, repet, acum nu susțin pe nimeni. Revin la afirmația asta că eu sunt susținătoarea Alexandrei. Nu sunt. Și nici a Adrianei. Dar în momentul când am văzut o fată care a avut un trecut nu foarte frumos și a venit și a recunoscut că nu a fost ok, că are un copil acasă, am apreciat-o și o apreciez în continuare. Nu am prins-o cu minciună. Plus de asta, de ce pe Bianca nu am acceptat-o și nu am fost de acord niciodată cu ea, în primul sezon am fost, până mi-am dat seama.
Alexandra a recunoscut și nu a râs de nicio fată că face videochat, că pozează dezbrăcată, că dansează, e animatoare. Nu. Mi se pare cel mai urât lucru posibil să faci niște lucruri urâte și să ai tupeu să râzi de alte fete care fac ceva minor pe lângă ce faci tu. Exact ce a făcut Bianca. Bianca a râs în primul sezon de toate fetele că fac video chat, de Roxana nu vă mai spun, că se pupă cu unul și cu altul și ea făcea mult mai rău. Am mai auzit că, vezi, Doamne, era mică. Păi și în casă când a intrat tot mică era, că s-a culcat cu majoritatea bărbaților din casă. Și a băut, știm destul de bine, ce a făcut cu Oian. Plus jucăria. Plus jucăria pentru adulți, care am înțeles că a găsit-o Livian și în apartamentul ei acum. Măi, oamenilor, dragele mele femei, cum puteți să susțineți așa ceva? Cât să mintă fetița asta? Mă refer la Bianca. Iar Alexandra, repet, o apreciez pentru că și-a asumat ce a făcut, a recunoscut că a greșit, dar nu își permite, nu are tupeul, obrăznicia, să râdă de alte fete. Aici este problema. De asta nu pot să accept ce face Bianca. Eu sunt o femeie cu niște principii în viață. Nu râde ciop de oală spartă. Așa că mai gândiți-vă, dacă dumneavoastră considerați că e bine să susținem astfel de persoane care nu știu altceva decât să râdă de alte femei și ele au făcut mult mai rău, e problema strict a dumneavoastră. Eu am niște principii în viață după care mă ghidez și n-am să mă las păcălită de nimeni. O să mai revin încă o dată subiectul Bianca spre sfârșit. Acum vreau să facem rezumatul zilei de ieri. Deci, Gabriel, din punctul meu de vedere, n-ai făcut altceva decât să-i dai singur cu bâta în cap și ne-a arătat ce caracter josnic ai. Nu face niciun bărbat ce ai făcut tu. Cum este posibil să arăți la o lume întreagă discuțiile dintre tine și o fată? Foarte urât. Să-ți fie rușine, Gabriel. Nu știu cum te-au învățat părinții tăi, dar așa ceva nu se face. Ia exemplu de la Cătălin, care nu a spus absolut nimic. Și avea și el pârghile lui să poată să aducă în discuție chestia asta. Dar respectă femeia. Și se respectă pe el. Un bărbat adevărat niciodată nu o să se laude cu ce femei a avut. Decât niște băieței o să spună am avut-o și pe aia și pe aia și pe aia și pe aia. Asta faci tu acum. Dar de fapt vrei să și intri în emisiune. Tare mi-ar părea rău să te văd iar în emisiune. Sincer. Pune osul la treabă și muncește. Părerea mea. Ce-am mai văzut? Andrada. Andrada, ai prefera să-l lași pe David în casa băieților și tu vezi, Doamne, să te duci după Cristian că era legat fedelești de fete. Dar tu, de fapt, vroiai să te duci să-l vezi pe Achebon. Măi, Andrada, nu știu cum faci tu, dar îmi demonstrezi de la o zi la alta că tu vrei decât să faci cuplu cu David, dar de fapt ție îți place Achebono. Dar ți-e frică că vei primi hate-ul publicului. Asta e părerea mea. Dar să vedem acum că a intrat o nouă fată. Frumușică. Bianca. Tot Bianca. Care pare să se potrivească cu Achebono. Vom vedea. Ce vei face atunci, Andrada? Îți vei arăta adevărata ta față. Părerea mea. Acum, timpul ne va arăta ce caracter ai tu, Andrada. Dar oricum, eu din ce văd, ești o fată falsă. Care vrei să pari ceea ce nu ești.
O fată cu minte, dar în tine fierbe un vulcan. Vei exploda, mai mult ca sigur, cât de curând. Așa că, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, din câte mi-aduc eu aminte, cam tot ce am spus eu în sezonul 2 s-a întâmplat. Chiar dacă mulți nu m-au crezut și ați spus, femeia asta aberează. Păi haideți să o luăm punctual. Dacă vă aduceți aminte și vă veți uita pe vlogurile mele din trecut, veți vedea că tot ce am spus s-a întâmplat. Când Diana a venit și plângea de mama focului că s-a certat cu Gabriel, eu v-am spus atunci că ea plânge pentru Fernando, că i-a șters tatuajul și că îl iubește pe Fernando și că scenele care le face ea pentru Gabriel sunt de ochii lumii. Dar de fapt ea îl plânge pe Fernando. Așa a fost. Ne-a demonstrat timpul că ea vorbea cu Fernando și că Fernando în perioada aia nu o mai vroia. Nici acum, cum am și spus, Fernando doar o folosește, Fernando nu are nevoie de o astfel de persoană ca Diana. Gabriel, am spus destul de clar că Diana nu-l iubește. Acum Gabriel a prins drag de ea, dar e rușine de trecutul ei, e rușine că l-a făcut Fernando de două parale, că a râs Fernando de el și pe bună dreptate, că a râs și Diana de el. Știm destul de bine când a fost la hotel, râdea de Gabriel cu Cătălin Turcu și Andy. Deci cam tot ce am spus eu s-a adeverit. Am mai spus de Pirui. Dacă vă aduceți aminte și dacă nu mai rețineți, uitați-vă în vloguri ca să vedeți. Am spus de Pirui cu Marius, că nu vor fi împreună afară. Nu sunt. De ce? Pentru că Pirui are un alt caracter față de Marius. Chiar dacă Marius a acceptat-o în emisiune, a acceptat-o că nu mai avea contact cu rudele lui, cu prietenii lui, care nu cred că o acceptă pe Pirui Mahalagioica, care îi sare muștarul din orice. Dacă vă aduceți aminte, am spus și de Ela cu Jador. Că Ela cu Jador nu vor fi împreună, chiar dacă ei se iubesc. Se iubesc mult. Dar principiile de viața lui Jador sunt mai mari decât iubirea, orgoliu bărbătesc. Dar vor fi prieteni. Ce credeți? Acum ei sunt prieteni. Se zvonește că sunt împreună, undeva în afara țării, la o cântare. Asta e, iar am avut dreptate. Acum să dezvoltăm punctul cel mai sensibil, Bianca și Livian. Dacă vă aduceți aminte, eu am spus de la bun început că Livian nu va fi cu Bianca afară. Și chiar am dat un pronostic că va fi maxim 6 luni afară. N-au rezistat nici 6 luni, decât o săptămână. De ce? Pentru că Bianca este o fată rea, o fată care crede că totul îi se cuvine, o fată care vrea să fie posesivă, este posesivă, este geloasă, este mincinoasă și plus de asta trecutul care nu-l spală nici Dero 99 de pete, nici Ariel și nimic. Trecutul, vrem, nu vrem, îl avem în spate toată viața. Și când ne este lumea mai dragă, atunci ni se amintește. Și mai ales dacă e un trecut pătat, ca al Biancăi. Ce am înțeles ieri? M-am uitat la Wow Biz, la Bianca, care plângea, la Livian și am înțeles un lucru. Că Bianca era fițoasă acasă.
treabă. Nu se ocupa de Livian. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, dacă vă aduceți aminte, într-o emisiune, Bianca a spus că tatăl ei i-a recomandat ca niciodată bărbatul de lângă ea să nu stea în casa Biancăi, că Bianca la nervi îl va da afară din casă, că este rea și nu se controlează. Sunt vorbele spuse de Bianca. Eu nu inventez nimic. Chiar dacă la început vi s-a părut că sunt exagerată și că văd lucrurile altfel. Din fericire pentru mine și pentru, din nefericire pentru ei, eu am avut dreptate. Cam tot ce am spus, nu cam tot ce am spus, s-a adeverit. Bianca i s-a urcat vedetismul la cap. Crede că ea stăpânește toată lumea, se bucura că a primit 14 buchete de flori și că nu mai e nimeni ca ea. Draga mea, știi cât poate să te iubească toată România? Atâta timp când în pat te pui cu perna, când de Crăciun vei sta cu sticla de vin în față, nu ai nimic. Absolut nimic. Iar Livian este greu. Este greu că Livian s-a atașat de tine. Dar trecutul tău și ifosele tale îl dă înapoi, chiar dacă suferă. Mai mult ca sigur, gândește Livian, de ce îl înțeleg pe Livian? Livian este fecioară. Eu sunt fecioară. Tatăl meu a fost fecioară. Noi, fecioarele, suntem foarte pretențioase. Avem niște reguli după care ne ghidăm. Chiar dacă multe ori lăsăm impresia că mai lăsăm de la noi, dar lăsăm până la un anumit punct, după care, când nu te aștepți, atunci îți spunem verde în față ce se întâmplă. Te lăsăm să-ți faci tu mendrele, dar la un moment dat gata. Și când nu te aștepți, atunci ți-o dăm. Dar ți-o dăm la temelie. Că asta e. Asta ne este caracterul. Vrem perfecțiune. Livian, chiar dacă suferă, chiar dacă și-a pierdut din susținători, fiind susținătorii Biancăi, la un moment dat, cred că va mai face câțiva pași spre ea, dar tot nu va fi definitiv cu Bianca, pentru că Bianca este greu de digerat. Bianca uită de unde a plecat. Bianca nu respectă omul de lângă tine. Aduceți-vă aminte ce a putut să facă cu o zi înainte în emisiune până să apară filmulețele, cu o zi, două. Dansa și umilea toate fetele că ea e vedetă, că ea are bani și râdea de toate, toate fetele. Și la 2 zile a apărut filmulețele. Mi-a mai spus majoritatea că ce am cu ea. V-am spus ce am cu ea. Nu-și asumă și are tupeu și obrăznicia să râdă de fetele care au făcut ceva minor față de ea. Și ce am mai înțeles de la Livian? Că ea vorbește pe telefon, pe internet, cu bărbații. Păi măi, draga mea, Bianca, cât de vedetă te crezi? Indiferent cine îți scrie, tu trebuie să-i arăți lui Livian și nu lui Livian, la orice bărbat care va fi lângă tine, să nu te mai crezi apreciată și să-l faci pe bărbatul ăla să se simtă inferior față de tine, că va fugi ca dracu de tămâie de tine, știi ce va spune? Ia du-te, puii mei, cu fanii tăi, cu susținătorii tăi și rămâi cu ei și la revedere. Cum să vorbești tu cu bărbații? Când puteai foarte frumos să-i blochezi. Mi-aduc aminte în emisiune, a făcut Livian un live și tu stăteai pe canapea și te uitai la niște bărbați cu mușchi, cu Livian lângă tine. Și te-a întrebat Livian, la ce te uiți? Și când ai arătat telefonul, ce să vedem? Că tu te uitai la bărbați cu mușchi. Păi cum facem? Să înțeleg că tu nu poți să fii cu un singur bărbat, că ție îți place
să ai mai mulți bărbați. E, Bianca, ține-o în ritmul ăsta și îți garantez eu, Laura, țineți minte, dragii mei telespectatori, puterea dragostei, îți garantez eu, Laura, că nu va sta nimeni cu tine. Poți să fii tu miliardar în euro. În momentul când bărbatul, chiar dacă stă cu tine pe interes să-ți mănânce bani, la un moment dat se satură și spune, eu cu asta nu mai stau. E prea plină de ea, prea măreață, prea exagerată și nu-mi trebuie așa ceva. Mai bine îmi iau o femeie de casă care mă iubește decât pe mine și vorbește decât cu mine. Eu n-am înțeles niciodată cum femei în toată firea puteți să susțineți, să apreciați, să o compătimiți pe fetița asta care altceva nu face decât face totul premeditat, totul în favoarea ei, să-i fie ei bine, dar nu respectă bărbatul de lângă ea. Degeaba spuneți că 6 luni a îndurat umilințe de la Livian. Umilințele alea au venit tot din cauza ei, pentru că Livian și-a pierdut încrederea în ea. L-a mințit nu știu de câte ori. Chiar acum a spus Livian, după un an și o lună, iar mai află altceva despre ea. Oare dumneavoastră nu vedeți? Nu înțeleg. Pe cuvântul meu de onoare, femei mature, dacă eu vă înțeleg. Sub nicio formă. Asta e. Mă rog la Dumnezeu ca Ela și Jador să fie prieteni în continuare. Poate dragostea lor se finalizează frumos, Pirui și cu Marius nu le dau șanse, sub nicio formă. Asta e. Diana cu Fernando, sub nicio formă, iar Gabriel, atât timp cât va fi și în căruță și în teleguță, nu-ți vei face căpătâi în viața ta. Învață să te respecti, Gabriel. Dragii mei telespectatori, puterea dragostei, aici închid subiectul, vlogul de astăzi. Mâine ne revedem la rezumatul zilei de astăzi. Înainte de a închide, vă rog frumos, distribuiți să ne facem auziți, să devenim o comunitate mare. Lăsați-vă comentariile pro și contra, dar de bun simț, dați dovadă că sunteți educați. Și să ne vedem mâine cu drag a voastră Laura. La revedere, o zi minunată!